Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Consilierii pășcăneni sunt convocați în prima zi din săptămâna viitoare la întâlnirea cu prefectul pe tema apei. Dezbaterile vor avea loc în contextul în care ieri la prefectura Iași a avut loc o ședință cu ușile închise pe aceeași temă, la care au fost invitați să participe reprezentanții primăriei Pașcan, ce ai operatorului local și județean, precum și președintele Consiliului Județean Iași, Cristiana Domniței. Întâlnire de urgență privind serviciile de apă, canalizare și epurare din Pașcani. Consilierii locali au fost convocați telefonic pentru ziua de luni, de la ora 10, la o discuție informală cu prefectul județului, Dan Cârlan. Dezbaterile vor avea loc în contextul în care ieri, la prefectura Iași, a avut loc o ședință cu ușile închise pe aceeași temă, la care au fost invitați să participe reprezentanții primăriei Pașcani, cei ai operatorului local și județean, precum și președintele Consiliului Județean Iași, Cristiana Domniței. Prefectul a fost solicitat să intervină în conflictul dintre apa vital și administrația din Pașcan, după ce societatea locală de apă și canalizare a amenințat că va refuza preluarea apelor uzate de la cele mai mari societăți din Pașcan și a tras atenția că stația de purare ar putea fi închisă pentru că nu-și poate achita facturile la curentul electric. Asta deoarece operatorul Leșan refuză să plătească serviciile de purare până când pășcănenii și primăria nu-și vor achita consumurile de apă din vara anului trecut și până acum. O altă problemă nerezolvată va fi între apa vital și locatarii de la bloc. Societatea a trecut la închiderea robinetelor, deoarece pășcănenii au refuzat să încheie contracte colective pentru furnizarea apei. Mai mult, consilieri au votat în toamna anului trecut, la cererea pășcănenilor, anularea delegării serviciului de apă și canalizare operatorului Apa Vital. Acum, conducerea județului vrea să-i convingă pe consilieri să revină asupra acestei decizii, apa să rămână la ea și să fie găsite soluții pentru facturarea individuală la blocuri. Mai mult, și serviciile de purare ar urma să fie preluate tot de operatorul din Iași. Niciunul dintre reprezentanții primăriei Pașcan nu au vrut să comenteze. Atenție la trecerile de calea ferată, polițiști au dat în câteva ore sute de amenzi. Peste 350 de amenzi au fost date într-o singură zi la trecerile de calea ferată. Ieri, în urma unei acțiuni efectuate de poliția rutieră în zona Pașcan, Târgu Frumos și Iași, peste 80% dintre șoferii opriți au fost sancționați. La data de 19 martie anul curent, polițiștii rutieri de la Iași, Pașcan și Târgu Frumos au acționat pe rată de competență pentru combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată. Numărul mare de amenzi aplicate și de permise suspendate arată că, deși amenziile s-au mărit, șoferii nu sunt speriați. De exemplu, pentru nerespectarea regulilor la trecerea peste calea ferată, amenda poate ajunge până la 9.600 de lei. De exemplu, a fost sancționată contravențional cu amendă o tânără de 32 de ani din municipiul Iași, care a condus un auto pe strada Sergent Grigore Ioan din municipiul Iași, iar la trecerea la nivel cu calea ferată nu a oprit și nu a respectat semnalele acustice și luminoase. Menționăm că amenziile rutiere vor crește din nou din luna iunie, conform ultimei modificări a codului rutier intrat în vigoare la începutul lunii februarie. Expertiză judiciară pentru 10 investiții penale din mandatul fostului primar al Pașcanului. Neregulile au fost constatate de Curtea de Conturi. 10 investiții publice realizate în timpul mandatelor foștilor primari Grigore Crăciunescu și Neculai Rățoi urmează să fie expertizate judiciar. Asta deoarece sunt dubii mari privind modul de cheltuire și înregistrarea banilor publici, precum și a respectării datelor tehnice din proiecte. Neregulile au fost constatate de Curtea de Conturi, iar pentru clarificarea lor, primăria a cerut o verificare tehnică și contabilă. În acest sens a fost deja publicată o invitație de participare, suma pusă la dispoziție pentru realizarea documentației fiind de peste 42.000. Primăria Pașcan dorește să angajeze un expert care să facă o expertiză tehnică și contabilă extrajudiciară pentru 10 obiective de investiții ce au fost făcute în trecut. Cele 10 obiective vi le-am trimis pe comunicatul de presă, le găsiți acolo. Suma este de 34.000 de lei fără TVA, iar data limită este de 23 martie 2015, ora 10. O parte din investițiile care urmează să fie verificate au fost aduse și în atenția DNA prin intermediul fostului consilier independent Dionisia Floroaiei, în urma raportului întocmit de Comisia Specială a Consiliului Local din anul 2012. Este vorba despre construirea bazei sportive de la Blăgești, reabilitarea termică a blocurilor T6 și T7, lucrările de reabilitare și reparații de la Colegiul Mihail Sadoveanu, grădinița Gâște și Colegiul CF Unirea, precum și lucrările de asfaltare și reparații capital de pe strada Moldovei, Ștefan cel Mare, Ion Creangă, George Enescu, 13 decembrie și Gavril Gheorghiu. Pe aceeași listă se află și o serie de lucrări privind extinderea a rețelelor de apă realizate de Preservapă, precum și amenajarea sălii multifuncționale de la Primăria Pașcani.
Vorbim de investiții de milioane de euro din bugetul local sau fonduri guvernamentale, unele plătite, dar nerealizate. Pentru o parte dintre ele nici nu se mai găsesc documentațiile tehnice, iar alte lucrări au fost găsite facturi duble sau achitate în avans, apoi modificate. Acum nimeni din primărie nu vrea să-și asume responsabilitatea, iar inspectorii curții de conturi au cerut recuperarea prejudiciilor. Mai exact, de ce dorește primăria să facă aceste demersuri? Curtea de conturi a decis că respectivele 10 obiective trebuie să fie clarificate. Mai exact, situațiile de lucrări trebuie clarificate, cuantificate, corect și așa mai departe. Iar din acest motiv trebuie verificate documentațiile tehnice, contabile, de către o persoană abilitată să facă aceste aspecte pentru a clarifica situația lor. Continuă lucrările la ele, la altele trebuie făcute recepția, etc. Menționăm că tot la DNA ar mai fi în lucru încă un dosar cu privire la modul de repartizare a locuințelor anele. Duminică, în toate orașele din țară, va avea loc un marș pentru viață, unde sunt așteptate persoane de toate vârstele să participe mai mult și poliția invită sâmbătă în centrul orașelor Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău să vadă echipamentele din dotare. Azi dimineață, conducerea primăriei municipiului Pașcani s-a întâlnit într-o ședință de urgență pentru a aproba manifestările publice care vor avea loc la acest sfârșit de săptămână. Este vorba despre un marș organizat de 3 asociații din Pașcani și de manifestările dedicate zilei Poliției Române. Da, astăzi s-a întrucât Comisia de Acordare a Vize pentru organizarea unui marș. Marșul intitulează Marș pentru Viață, organizat de doamna Spiridon și care va avea loc de la Casa de Cultură până la Protopopiat. În ziua de duminică, iar pentru sâmbătă, organizarea unei demonstrații în piața de la Hotel Central de către Poliția Municipală. Știți foarte bine că este ziua Poliției. La ședință au fost prezente organele abilitate, respectiv secretarul primăriei Mircea Zuzan și viceprimarul Vasile Axinte, care și-au dat acordul pentru desfășurarea acestor manifestări, cât și reprezentanții Poliției Locale și Jandarmeriei pentru stabilirea și discutarea termenilor și condițiilor de desfășurare a activităților, conform legislației în vigoare. Astfel, sâmbătă de ziua Poliției Române, activitățile vor începe de la ora 11, iar duminică marșul pentru viață, aflat la 5-a ediție în Pașcani, de la ora 16, ambele manifestări având loc în piața Casei de Cultură Mihail Sadoveanu. Aș dori pe această cale să vă invit la marșul pentru viață, duminică 22 martie, ora 15. Acest marș este organizat de către cele 3 asociații din Pașcani, Asociația Șansă 2010, Ator Pașcani și Asociația Lumină și Dar. Dorim din tot sufletul să ne fiți alături în acest marș, deoarece este importantă prezența dumneavoastră acolo. A susține viața este un drept fundamental al oricărui om și atunci noi trebuie să ne susținem drepturile pentru a avea câștig în societatea noastră de astăzi. Și în Hârlău, în cursul zilei de duminică, va avea loc un marș pentru viață susținut de Asociația Provita, fiind prima manifestare de genul acesta organizată în localitate. Da, pentru prima dată în orașul Hârlău are loc un astfel de marș. El este inițiat de Asociația Provita Iași și noi ne-am alăturat celorlalte orașe care vor să marcheze printr-un marș pentru defilare în oraș a tinerilor, bătrânilor, a copiilor, a tinerilor părinți cu copii mici în brațe sau chiar la sân, să marcheze șansa pentru viața tuturor. Dorim să ocrotim familia tradițională românească, o familie sănătoasă, care să nu fie supusă la diverse, eu știu, manifestări străine, care sunt străine și de credința noastră creștin-ortodoxă, dar și de tradițiile noastre românești. Marșul va începe în jurul orei 15:30 din fața Protopopiatului Hârlău și se va încheia la Biserica Sfântul Gheorghe cel Mare. Acest marș dorim să-l executăm aici, în centrul orașului Hârlău, începând cu orele 15:30, plecarea va avea loc de aici, de la sediul protopopiatului nostru, din curtea Bisericii Sfântul Dumitru. Ne vom deplasa pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și apoi vom ajunge la Biserica Ștefaniană Sfântul Gheorghe cel Mare. Vor participa, cum spuneam, creștinii noștri de toate vârstele, nu avem o limită de vârstă, spunea ceva în glumă că de la 0 la 100 de ani nu avem limite nici minime, nici maxime ale acestei vârste. Toți cei care susțin viața în toate formele sale sunt invitați, indiferent de vârstă, să participe la marșul pentru viață ce va avea loc duminică, aproape de sărbătoarea Bunei Vestiri în multe orașe din țară.
și va fi practic un marș mai mult al tăcerii și al gândului nostru îndreptat spre copii, spre faptul că în România se săvârșesc prea multe avorturi, prea mulți copii sunt aruncați la gunoi, prea mulți sunt abandonați, să-i dăm o șansă familiilor care nu au copii ca să înfieze și să aibă și ei un trai luminat de zâmbetul acestor îngerași. Sperăm că totul se va desfășura în condiții foarte bune, îi așteptăm pe toți hârlăoanei, indiferent de vârsta lor, să participe la acest eveniment. Prin aceasta, prin acest marș, cum spuneam, vom încerca și noi să îi determinăm pe cei care au frâiile politice în mâini ca să ocrotească mai mult familia românească, familia tradițională. Menționând că în fiecare an au loc astfel de manifestări în toată lumea pentru apărarea ideii de viață încă înainte de naștere, iar la noi în țară ONG-urile și biserica se implică activ în organizarea evenimentelor, cu scopul de a apăra viața în toate formele ei și a conștientiza în special tinerii cu privire la riscurile unui avort. Științele exacte sau limbile străine sunt câteva dintre pasiunile elevilor din Pașcani care, datorită implicărilor și a profesorilor și părinților, au ajuns să ne reprezinte la Olimpiada Națională. S-a încheiat sezonul olimpiadelor școlare și liceelor din Pașcani, astfel unii se pot mândri cu calificări la faza națională a olimpiadelor, alții cu reprezentări la competiții sportive sau activități extrașcolare. La Colegiul Național Mihail Sadoveanu anul acesta s-au calificat pentru fazele naționale 8 olimpici, un număr record, având în vedere că la matematică și chimie sunt câte 2, respectiv 3 participanți pentru etapa pe țară. De curând am aflat că vom mai avea și un participant la Olimpiada de Fizică. Este vorba de Târpescu Cristian George, din clasa a 6-a, coordonator profesor Dumitrache Coca. De asemenea, mai avem un olimpic la sociologie, coordonat de profesor Moroșan Cristina. Se numește Neamțu Cucu Adriana, de la clasa 11-a, și o participantă la faza națională a Olimpiadei de Limba Franceză, de limbi romanice, coordonată de profesor Reniu Lucia Victoria. Fetița se cheamă Jitărescu Anca Lucia, de la clasa a 10-a. Cei doi elevi calificați la matematică nu sunt la prima participare la națională, iar elevul Vântur Cristian este un exemplu în acest sens, reușind să se califice a patra oară la o astfel de competiție școlară. De ultimă oră avem doi olimpici la matematică, Vântur Cristian, pe care îl cunoaștem deja ca olimpic la matematică și informatică, va participa la Olimpiada Națională de Matematică, coordonat de către domnul profesor Crăciun Dorin Mihai, și Buzatu Andreea, de la clasa a 9-a, coordonată de profesor Pricop Vasile. La Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani există, la fel ca în anii trecuți, o reprezentare de excepție. Este vorba despre Codrin Hărățu, care nu este nici la prima participare a fazei pe țara Olimpiadei la limba franceză. Am adevărat ca faza națională, de data aceasta la limba franceză, la faza națională, Hărățu Codrin. Sâmbătă la proba din Baraj, la Olimpiada de limba franceză pentru faza națională. La Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea din Pașcani, elevii s-au remarcat prin rezultate deosebite atât pe disciplinele tehnice, cât și pe cele teoretice. La Olimpiada Județeană, area curriculară Tehnologii Domeniul Mecanic, elevul Florescu George Alexandru a obținut premiul întâi, iar elevul dascălu Daniel, mențiune. Elevii au fost îndrumați de echipa de profesori, Lucian Maria, Scorpan Mihaela, Antioh Adrian și Conțu Agripina. Olimpiada județeană, domeniul economic, elevul Gâscă Dionisie de la clasa 11 a obținut premiul 2, fiind coordonat de profesorii Orășanu Daniela, Grigoroaie Petronela și Ciopraga Corina. Elevii de la Unirea sunt interesați de lectură, fapt demonstrat și de rezultatele obținute la Olimpiada de profil. La Olimpiada de lectură, Catedra de Limba Română a obținut următoarele premii. Elevii
Coțovanu Lenuța, premiul 3, Amarei Claudia, premiul 3, fiind îndrumate de doamna profesor Isaac Adina, Tehaniuc Teona, la aceeași olimpiadă de lectură, premiul 3, Cornei Laura, mențiune, fiind îndrumat de doamna profesor Iftimii Ana, iar elevul Cose Adrian, mențiune, fiind îndrumat de doamna profesor Tătaru Ang. Eleva Laura Maria Cornei face cinste școlii prin două participări anul acesta la națională și un premiu întâi la Olimpiada Județeană de Limba Engleză. Bine, a fost destul de greu, mai ales emoțiile dinaintea concursului, dar știam că m-am pregătit foarte mult în această perioadă și n-am fost chiar surprinsă de rezultat. După cum știți, am obținut premiul întâi la Olimpiada Județeană de Limba Engleză. Și la competițiile sportive, elevii de la Unirea împreună cu profesorii lor au obținut rezultate frumoase. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, echipa reprezentativă de handbal băieți liceu au obținut locul 2, fiind îndrumați de domnul profesor Turcu Marius. Echipa de fotbal băieți liceu, același premiu 2, tot domnul profesor Turcu Marius. Echipa reprezentativă de handbal fete, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, premiul 2 fiind coordonat de domnul profesor Sofron Vasile. Rezultatele frumoase de anul acesta sunt în legătură cu munca elevilor și profesorilor din Pașcani, școlile din localitate remarcându-se în fiecare an la nivelul județului prin participări de excepție, reușind în acest fel să întreacă și liceele consacrate din Iași. Comercianții din Târgu Frumos vor avea în curând noi condiții pentru a-și desfășura activitatea. De astăzi au început lucrările de modernizare a pieței agroalimentare în interiorul halei. Se va turna o pardoseală de beton și se va schimba canalizarea. Până la începutul verii, toată zona va arăta cu totul altfel. Noi investiții în Târgu Frumos de astăzi au început lucrările de modernizare la piața agroalimentară din oraș. Se va turna o placă de beton pe o suprafață de 1000 metri pătrați și se va schimba canalizarea. Lucrările ar urma să fie finalizate în câteva zile, iar valoarea lor de circa 36.000 de lei fără TVA a fost suportată de la bugetul local. Astăzi au început lucrările de renovare în interiorul pieței agroalimentare din Târgu Frumos, cu turnarea unei pardoseli industriale noi și refacerea canalizării. În următoarea perioadă urmează și alte investiții, cum ar fi schimbarea acoperișului și a instalației electrice din interiorul pieței. Nu sunt singurele modificări ce vor fi făcute la piață. În curând ar urma să se lucreze la schimbarea acoperișului și la partea de izolare. Menționăm că la sfârșitul anului trecut piața din Târgu Frumos a fost închisă cu tâmplărie PVC. Astfel, comercianții nu mai sunt nevoiți să îndure temperaturile scăzute din perioada sezonului rece, iar produsele nu mai sunt expuse înghețului. Poveștile copilăriei s-au mutat astăzi pentru câteva zeci de minute la Casa de Cultură din Pașcani. În cadrul zilei porților deschise sărbătorite de Instituția de Cultură Preșcolară au fost invitați la o piesă de teatru susținută de o trupă din oraș. Totodată au putut admira de aproape și păpușile de mână care prind viață pe scenă. Zeci de micuți de la grădinițele din oraș au văzut astăzi piesa de teatru Ivan Turbincă pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Momentul a fost oferit gratuit cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului de la orele 11. 21 martie se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului de Păpuși și ne-am gândit ca astăzi, pe 20 martie, să facem Ziua Porților Deschise a Teatrului pentru copii și tineret Rudolf Nezvadba, teatru care, după cum se știe, are în patrimoniul lui, dacă putem spune așa, marionete. Și cu această ocazie, deci am gândit să fie Ziua Porților Deschise pentru teatru de păpuși care există la noi în instituție. Am expus o parte din păpuși și gratis pentru copiii de la grădinițe un fragment din Ivan Turbincă. Cei care au dat suflet povești au fost membrii trupei de teatru ai Casei de Cultură Rudi Nezvabda, care au jucat pentru prima dată această piesă. Pe viitor pregătesc alte surprize pentru iubitorii de teatru. În trupa asta de teatru, inițial, au fost 24 de copii. Cu ajutorul domnului director Spiridon de la Școala Generală 5, am făcut această trupă, dar încet, încet s-au cernut și au rămas 8 băieți, mari și lați, care, într-adevăr, le place teatru. Le place să joace păpușile, dar și teatru pentru adulți. Acum, spre deosebire de anul trecut am făcut Cipolino, anul ăsta am făcut Ivan Turbincă și mai avem în plan Capra cu trei ei, care o vedeți aici pe așa, și Punguța cu doi bani. Deci până la sfârșitul anului mai avem încă două piese în afară de Ivan Turbincă,
care... Preșcolarea a urmărit cu sufletul la gură pățeniile soldatului rus, scrise de Ion Creangă, relatate de actorii în devenire. Iată muncă, băiere! Iată ceva de mâncare, dumneavoastră Isa, și apoi să-l duceți în casele acelea. Știți voi unde? Haide, măi, omule, și îi buca ceva și apoi să-ți arăt unde este bolinier și unde ești noapte. Plecășorii, băierele! Ei, lasă, dacă nu i-a dat odihna pe nas. Știu care să aibă de lucru la noapte. Acum să vedem care pe care. Ori el pe draci, ori draci pe dânsă. Tot în cadrul acestui eveniment, pe holul Instituției de Cultură a fost și o expoziție de păpuși de mână din diferite povești, precum capra cu trei iezi sau punguța cu doi bani. Zeci de tineri din Hârlău au planuri mari pentru acest weekend. În colaborare cu Primăria Orașului, Ocolul Silvic și Protopopiat, vor merge să planteze puieți în zona Pârcovaci. Mai mult, din cele aproape 90 de hectare plantate, unul va purta numele de Pădurea lui Costin, un băiat de 14 ani care a murit de cancer la sfârșitul anului trecut. Totul e pentru prietenul și colegul lor și să arate că sunt solitari cu familia lui. Eveniment de amploare sâmbătă la Hârlău, peste 200 de persoane, dintre care 160 de elevi de la școlile din oraș și care fac parte din Asociația TOR în colaborare cu Primăria Orașului și Ocolul Silvic, vor planta puieți de frasin, paltin și cireș în pădurile din apropiere. Directorul Colegiului Ștefan cel Mare din Hârlău, profesorul Aurel Neicu, spune că evenimentul nefericit de la sfârșitul anului trecut, când un elev în vârstă de 14 ani a murit de cancer, a marcat toți elevii unității de învățământ și pentru a fi solitari cu familia și pentru a aduce un frumos omagiu tânărului, un hectar din cele peste 90, suprafață unde vor fi plantați copacii, va purta numele de Pădurea lui Costin. Vreau să vă informez că Asociația Tineretului Ortodox Român, filiala Hârlău, patronată de Protopopiatul Hârlău, o asociație care are un bun parteneriat cu Colegiul Național Ștefan cel Mare din Hârlău, a inițiat un proiect de voluntariat intitulat Pădurea lui Costin. Acest proiect a fost practic inițiat în urma pierderii unui membru al asociației care a decedat răpus de cancer la sfârșitul anului 2014, în vârstă de 14 ani. Este vorba de Costin Bobână. Tinerii din oraș, elevi la școlile din Hârlău, sunt înscriși și în Asociația TOR din comunitate, care este sub supravegherea Protopopiatului, condus de preotul Neculae Crăciun. Va participa la acțiunea de mâine și spune că gestul tinerilor este unul de prețuire față de adolescentul care a încetat din viață din cauza bolii necruțătoare și care s-a implicat în acțiuni de voluntariat la nivelul comunității. Da, este un eveniment mult așteptat de către tinerii de la Colegiul Ștefan cel Mare din Hârlău, întrucât a fost dorința lor. Mulți dintre acești tineri activează în Asociația Tineretului Ortodox de România, filiala Hârlău, care este coordonată de Protopopiatul nostru și au avut în decursul timpului mai multe inițiative. Aceasta a apărut, așa cum bine se știe, în urma regretatului deces al unui tânăr, Costin Bobârnă, și colegii lui, în semn de prețuire, au dorit să-i păstreze via amintire nu doar ei, ci și urmașii noștri. Puieții sunt donați de către Ocolul Silvic din Hârlău. Tot mâine vor fi plantați puieți pe o suprafață de aproape 90 hectare de teren. Astfel va fi marcată și Ziua Internațională a Pădurii, care este sărbătorită în fiecare an în data de 21 martie. Cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor și în parteneriat cu Asociația Tineretului Ortodox din Hârlău, Primăria Hârlău, Colegiul Național, Liceul Tehnologic. Acțiunea se intitulează Plantăm pentru România. Anul acesta avem în program împăduriri integrale 110 hectare, din care ne-am propus ca în primăvara anului în curs să plantăm 86 de hectare. Șeful Ocolului Silvic din Hârlău, inginerul Ioana Mariei, are ca unul dintre obiective din acest an plantarea peste 110 hectare. El speră ca în următoarele zile, mai bine din jumătate de suprafață propusă, să fie dusă la bun sfârșit. Cu această ocazie sperăm să reușim să adunăm cât mai mulți oameni și au anunțat prezența în jur de 200 de persoane voluntari de toată zona Hârlăului. Și sperăm cu această ocazie să
plantăm o suprafață cât mai mare și să reușim să înaintăm cât mai cu forță, cum aș spune eu, să reușim să ne facem, ne atingem obiectivul propus. Menționăm că Ziua Internațională a Pădurilor este celebrată la nivel mondial și prin alte evenimente, gen expoziții de artă, fotografie, vizionare de filme sau diverse reuniuni ce tratează teme legate de gestionarea pădurilor. Agenții economici din Scobinț vor trebui să încheie contracte cu o societate de salubritate. Decizia a fost luată de consilierii locali în plenul ședinței de ieri. Dacă până în prezent firmele plăteau o sumă fixă pe un an de zile, de acum vor trebui să achite contravaloarea cantității de gunoi produsă în fiecare lună. Taxa de salubritate pentru agenții economici din comuna Scobinț a fost exclusă de legislativul local. Oamenii de afaceri sunt nevoiți să încheie un contract de prestări servicii cu operatorul din zona respectivă, SC Ecosalubris Hârlău. Decizia a fost luată în ședința de ieri ca urmare a unei legi speciale. Primăria nu are voie să subvenționeze agenții economici la taxa de salubritate. Punct. Dar nu subvenționează, păi nu are voie să facă, să încheie taxă, să pună taxă pentru agenții economici. Pentru că nu are voie. Sănătate. Deci, agenții economici, agenții economici sunt obligați prin lege să-și facă contract cu un prestator de servicii în salubritate. Până în prezent, agenții economici plăteau către bugetul local suma de circa 300 de lei pe an pentru deșeurile produse. Din momentul în care se va trece la contract, tariful este de 50 de lei pe metru cub de gunoi. Ca noi să facem taxă specială la agenții economici. La populație, da. Pentru că avem aceste tomberoane, puncte de colectare și populația acolo trebuie să duc. Agenții economici, considerând că sunt mai mari producători de gunoi decât o persoană fizică, trebuie să-și facă contract. Și contractul negociază cu firma de salubritate. Menționăm că taxa de salubritate a fost instituită din 2012, iar în cazul localnicilor prețul este de 6 lei pe an de persoană. În câteva săptămâni, cele 4 familii din Pașcani care au obținut cel mai mare punctaj la repartizarea locuințelor anele vor intra în posesia lor. Apartamentul cu 3 camere și garsonierele vor fi locuite de familii după ce consilierii locali vor vota proiectul în cadrul ședinței de Consiliu Local de la sfârșitul acestei luni. Vești bune pentru 4 familii cu probleme sociale din Pașcani. Azi dimineață, primăria municipiului a repartizat 4 locuințe anele care au fost eliberate în ultima perioadă. Este vorba despre 3 garsoniere și un apartament cu 3 camere construite acum câțiva ani de zile din fonduri guvernamentale. Comisia specială s-a întrunit în ședință și a stabilit lista beneficiarilor în funcție de punctajele obținute la evaluarea dosarelor. În urma dezbaterilor s-a stabilit ca cele 3 garsoniere să fie date următorilor solicitanți: Radu Iacoboaia, Cătălin Stănică și Ana Harhătă. Așa, după cum știți, s-a aprobat o listă în Consiliul Local de priorități asupra locuințelor libere de la blocurile anele, iar astăzi comisia s-a întâlnit pentru a repartiza aceste locuințe primilor 4 care sunt în ordinea punctajelor pe listă. 3 garsoniere. O garsonieră mai mare ca spațiu, de 21,2 metri pătrați, a fost repartizată lui Stănică Cătălin, care este căsător și urmează să aibă un copil. Iar celelalte 2 garsoniere au fost repartizate lui Iacoboaia, Radu Cătălin și Harmătă Oana. Nu sunt căsătoriți și beneficiază de aceste garsoniere. Urmează ca în ședința de Consiliul Local Ordinar din luna aceasta să aprobăm această repartiție de locuințe. Apartamentul cu 3 camere a fost repartizat pe numele Mirela Buhă, o familie cu 2 copii. Am avut un apartament cu 3 camere la dispoziție, care a fost repartizat doamnei Buhă Mirela, e căsătorită și are 2 copii. Menționăm că pe lista de așteptare mai sunt încă 14 dosare validate deja și alte 40 în curs de actualizare. Locuințele anele se află în administrarea primăriei Pașcani și pot fi achiziționate cu plata în rate. Unul dintre spitalele din Pașcani are de curând un nou medic. Doctorul va lucra în ambulatoriu de specialitate și va consulta persoanele care sunt angajate în domeniul transporturilor. Odată cu acest control, se va elibera avizul medical necesar salariaților. Schimbare de medici la Spitalul Cefe din Pașcani. După ce un doctor neurolog a renunțat la post în urmă cu aproape o lună de zile, un alt specialist a preluat funcția. Medicul Genoveva Garbatiuc a încheiat un contract de muncă cu unitatea spitalicească de la mijlocul acestei săptămâni. Ea va consulta pacienții care lucrează în domeniul transporturilor de luni până vineri, în prima parte a zilei. Din data de 19 luna în curs, avem un nou medic specialist în neurologie la ambulatorul de specialitate a Spitalului CFE Pașcani pentru activitatea de siguranță a transporturilor. Este vorba de doamna doctor Garbatiuc Genoveva.
medic specialist neurologie. Menționând că examinarea medicală a acestor persoane se face cu scopul verificării stării de sănătate, a depistării precoce a bolilor, precum și prevenirea acestora. Specialitățile medicale obligatorii sunt medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, neurologie sau psihiatrie. Cântece, poezii, prăjituri și multe alte dezbateri și subiecte pe tema francofoniei au avut loc la o școală din Pașcan, unde profesorii, coordonatori și elevii unității de învățământ au reușit un eveniment deosebit și în acest an. Activități frumoase și la Colegiul de Căi Ferate Unirea din Pașcani au avut loc astăzi cu ocazia Zilei Francofoniei, cel mai important eveniment din educație pentru vorbitorii și iubitorii de limba franceză. În fiecare an, Colegiul Unirea serbează francofonia. Anul acesta am încercat să facem ceva diferit. În ce sens? Școala noastră a fost înscrisă într-un program internațional al Organizației Internaționale a Francofoniei, iar activitatea la care ați asistat astăzi a fost înscrisă într-un program care este monitorizat de cei de la Organizația Internațională a Francofoniei. Anul acesta, tema acțiunilor din cadrul evenimentelor francofoniei are în centru o idee ecologică, apărarea și conservarea planetei noastre. Tema acestor activități este planeta. În franceză, on a à cœur notre planète. Tema activităților de la Unirea este on a tous la même planète. Avem toți aceeași planetă și încercăm să o protejăm. Elevii și profesori au încercat să reprezinte în mod inedit tema activităților prin realizarea de afișe sau printr-un concurs inedit de clipuri câștigate de elevii clasei a 11-a T. Astăzi, elevii Colegiului Tehnic de Ferate Unirea Pașcani au sărbătorit Ziua Francofoniei și în același timp și activitatea cu Împărt Planeta Mea în Suflet. Iar în acest sens am organizat 4 activități. Prima activitate organizată de elevii noștri a fost activitatea de afișe, s-au realizat afișe pe această temă. A doua activitate a fost clipulețul cu mărturiile prietenilor noștri francofoni. A treia activitate a fost concursuri de clipuri prin care noi elevii am vrut să le arătăm oamenilor că și nouă ne pasă despre planeta noastră și să arătăm efectele nocive pe care unii oameni le au asupra planetei și impactul pe care l-au. O activitate cu tradiție deja la nivelul școlii în cadrul acestor manifestări educativ-culturale ale francofoniei este Târgul de Prăjituri, organizat pentru cauze nobile. Prima activitate organizată a fost Târgul de Prăjituri, care de acum a devenit o tradiție pentru liceul nostru Unirea, iar scopul acesta este de a strânge bani pentru a putea cumpăra flori, să înfrumusețăm curtea școlii. Prin acest fapt, noi dorim să arătăm lumii chiar ne pasă despre planetă. Activitățile de anul acesta au produs tuturor participanților emoții foarte mari, deoarece școala este printre cele doar 7 din țară care s-au înscris la un concurs internațional al Organizației Internaționale Francofoniei. Să sperăm că activitatea noastră va fi apreciată de cei de la Organizația Internațională a Francofoniei și că am trecut cu succes proba lor. Vreau să precizez că suntem din țara noastră, sunt doar 7 școli care s-au înscris în acest concurs și suntem fericiți că am putut și noi să facem, să ne înscriem la timp și să fim alături de ei. Activitățile au fost îmbinate cu preocupări artistice, muzica fiind și ea în centrul manifestărilor alături de tema planetei. Elevii de la clasele mai mari de liceu și-au demonstrat talentul interpretând frumoase piese în limba franceză. Reamintim că luna martie, în preajma acestei sărbători, Organizația Internațională a Francofoniei organizează Săptămâna Limbii Franceze și a Francofoniei, iar data de 20 a acestei luni se serbează în peste 100 de țări prin diverse manifestări culturale care au loc atât în școli cât și în cadrul altor instituții de cultură. Stimați telespectatori, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit. Noi ne revedem luni seara de la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe bitv.info. Materialele video pot fi urmărite pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Un weekend cât mai frumos!